În primul rând, scăderea salariilor prin aplicarea ordonanței 79/2017, deci prin transferul contribuțiilor de la angajator la angajat, și chiar scade în urma simulărilor pe care le-am făcut chiar ieri și am avut negociere. Nu am semnat actul adițional, că nu putem să fim de acord să ne scadă salariile. Nu este pentru prima dată când sindicaliștii ies în stradă revoltați de deciziile guvernului, dar până acum acțiunile lor nu au avut efect. Cabinetul Tudose a adoptat deja revoluția fiscală. Strada e singura armă care ne-a rămas și vom continua, că vom reuși până la urmă. Să avem salarii decente și să asigurăm un trai decent. Sindicaliștii speră acum ca mesajul lor să ajungă la parlamentari, singurii care pot să schimbe cursul modificărilor decise la Palatul Victoria. Modificările aduse legilor justiției au scos și aseară oamenii în stradă. Sute de persoane s-au adunat în fața Palatului Parlamentului. Au scandat cu înverșunare și...